Da machaca. Las. Asta e simbolul care o să-l am pe canalul meu. Numai că o să fie mai colorat. Da. Și mai fain. De asta este zic tu, ca să-ți faci un canal de produs pe YouTube, trebuie să vorbești tare, clar și încrezător. Să ai mult mai multă credință. Ieri am văzut cu copiii, cu rădăcini seara, așa erai timid, retras. Trebuie să ai mult mai multă încredere în tine. I-ai văzut pe aia de pe YouTube? Zi aia la tata. Tata are încredere. Ai văzut prea multă încredere. Pe YouTube ce clar vorbești, ce repede, înțelegi? Și încrezător, da? Bine. Și tu să fii așa tot, da? Bine, mama ea se filmează singuri, singuri în casă. Dar și tu trebuie să iau microfon și vorbesc acolo singur. Și tu trebuie să te înveți. Și rapid. Acum că am atâta prietenă de arude și asta mai încredit să mă retrag. Eu urmăresc.
făcut. De asta îți părinte foarte ușor. Și acolo au făcut și tu dacă cu poate ce v-ați scăzut la catolici? Păi asta, ca... dar... Nu e fain să-ți găsești acolo la țară, să-ți găsești un loc ușor, nu unde să stai, și o biserică, și un părinte bun, și aerul la curat. Dar la țară normal găsești părinte bun. Și aerul la curat. Așa, am o să te conving eu. O viziune. Da? Și oamenii, și oameni frumoși. Da, dacă mă gândesc, asta da. Să-mi gospodăresc eu. Dezorganizat. O să mă organizez. Nu, tu ți-e frică, adică nu știu dacă eu mai trebuie dar șurubei, dar mă trebuie mie unii șurubei. Da. Sărbătorile au alt farmec acasă. Stai să zic cum mă văd. Eu mă văd să stau 10 ani să mă ajute Dumnezeu să stau 10 ani în loc. Să-mi realizez și să mă respect pe părere. Să-mi fac o pensiune. Să-mi pun și-o niște bani în bani. Să mă duc la bancă până la 8 ani. Să mă vor 5-7, să scot un credit de aia, 70.000 max, să se întâmplă, să mă duc acolo cu moroci, cu mombrio, cu vali, da, ce ascultă, că eu te ascult, mă, unde mai ascult, dacă nu mai ascultă? Da, te ascult, e când am de 3 săptămâni, când am ascult țara ta, să-mi iau o căsuță, să ne luăm o căsuță mică, două dormitoare, salon, bucătărie, două băi, dacă nu te era să mă, și curte. Și ce fac acolo? Ce faci la mișcă? Te trezești dimineața, te privești, dai la rate, dai la găini. Dar tu mai și noi la televizor la ce? La televizor ce faci? Te duci, și sărbătorile ce fac? Ajung la loteria de Navidar? Exact. Și să zici, vrei de sărbători? De sărbători, iar ca o mașină. Și mi-a venit măratul, e doar pe an, pocora 12, de Paști. Pe tine fac naveta și la 40 de ani, și la 60, și la 60 de ani, eu tot fac naveta să vin acasă. Da. Și atunci. Da. Păi, vreau să părătăm. Mă, bine, la mărții mai bun ai cât merg la trătatii, te risezi la cor, stai pe plac. O, să mergi o lună. O, să mergi o lună în poți să mergi o lună vara și faci visul tău, aroganța asta ta să mergi în ghie. Dar ce e? Bună, stare pentru tine. Eu spun eu că peste 5 ani se schimbă și ție mentalitatea și o să mergi să, mergi să vezi locuri de astea. Mă, eu ți-am zis că chiar nu sunt foarte și că singurul lucru care mă pune pe gânduri e că eu mă văd o bătrânică de acalmă. La 6 să fiu în biserică, să mă răcolez, să mă gând, să cumplu sufletul și la 9 să fiu în biserică. Așa da. Mi-aș dori. Acolo știu că mi-aș găsi liniștea. Peste 5 ani sau peste 10 ani, poate eu sigur. După aia mă gândesc și pe plajă mi-aș găsi liniștea și partea cu ipotița mea pe care o fac în pătură. Mă înțelegi? Bine. Hai să spun ceva cu mine doar nou. Peste 5 sau 10 ani o să-ți schimbi, o să schimbi ideile și da, deocamdată nu, deocamdată... Bine, eu zic ceva, ce în Italia? Mă duc la Italia, să mă duc la Italia ca România, cu spate. Da, vin cu spate. Deocamdată mai avem treabă în anul. Peste 5-10 ani vom vedea, dar eu rămân la aceeași idee. Da, eu oricum eu da, eu dacă m-aș întoarce în România, eu niciodată nu m-aș duce la țară. Eu m-aș întoarce pe Goga 12. Deocamdată mai avem treabă multă în Anglia, vorbim peste 50 ani. Oh, vorbim peste 50 ani? Peste 50 ani o să vedem dacă nu o să fim pe aceleași idei. Vă pup. Asta a fost partea a doua la discuții la bord. Discuții la bord cu Pipi, Pipi și Piri. Piri? Și cu Țuții. Păi nu știu care parte, că tata te ne credează. Tata care parte?
La revedere, mulțumesc. Da, sunteți în direct. Ha? Ce? Dar ce roz mare are domnul Dan? Dar ce roz mare are domnul Dan? A fost ok, ține de dar început așa un pic, a fost bam, 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 de dat un pic de emoții. Da? Păi da, n-ai văzut? Nu. Da, tulburente. Gate 1. Nu e să la Gate 1. Da, suntem înapoi pe tărâm englez. Da, până în august ședem. A, scuză-mă, tu mergi înapoi. Eu l-am tol. Da. O să mă întreb cu băiatul să zic că așa la avion. Da, că poate nu vrea cu tine. Pe urmă că merea să mai vadă când de la bat. O să mă întreb cu el, mă, poate zburăm în călătorie împreună. Merg la Antol împreună. Facem tot împreună. Cum ești, domnule? Ești ok? Era mama, iubirea. Mai dă-te, mama, te-ai zis. Ești bine? De ce? El vrea. Unde vrea? Unde vrei? Unde vrea el? Păi să ne uităm după Mihai. Ne găsim acolo la bagaje pe el. Are, are. Are bagaj? Păi nu plătit 40 de lire bagajul. O fost de, o fost deștept și de ca tine. Păi nici să m-am gândit, am zis că m-am pată. Da-i pace. Da-s așa. Haideți. Iliana. Dă voi la domnul copilul să meargă. Nu vrei să vă ajut la geantă, doamna? Nu vrei să vă ajut la geantă, nu-i grea? Hă? Familie. Nu mai ales pe la electronic pas, aici trebuie să mergeți.